Un bărbat a fost depistat la volan sub influența băuturilor alcoolice. La data de 17 mai, puțin după ora 22, polițiștii biroului rutier Timișoara au oprit pentru control pe strada Martir Remus Tăsală din municipiu un autoturism condus de către un bărbat în vârstă de 56 de ani. În urma testării conducătorului auto cu aparatul din dotare, a rezultat o alcoolemie de 0,95 mg per litru în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.